În alt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului s-a prezentat astăzi la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța pentru a semna controlul judiciar. El nu a venit singur, ci însoțit de un sobor de 30 de preoți care au vrut să-l susțină pe înaltul prelat. În fiecare joi, ierarhul Tomisului trebuie să se prezinte la poliție pentru a semna controlul judiciar, fiind cercetat de procurorii de neam. Dacă până acum acesta venea însoțit doar de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu, astăzi alături de Teodosie s-au prezentat 30 de preoți, care au fost ca un scut împotriva jurnaliștilor. Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului se află timp de 60 de zile sub control judiciar, fiind acuzat că ar fi obținut cu documente false subvenții de peste 300.000 de euro pentru ferma din Nazarcea, dar ar fi luat și mită de la un preot.